Prefericitul părinte Daniel a sărbătorit astăzi 10 ani de slujire în demnitatea de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Pentru a marca festiv acest moment, la Catedrala Patriarhală a fost săvârșit un tedeum de mulțumire. Slujba a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. La eveniment au fost prezenți și prefericitul părinte Kiril, patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, prefericitul părinte Anastasie, arhiepiscopul Tiranei, Duresului și al întregii Albanii și prefericitul părinte Rastislav, mitropolitul Bisericii Ortodoxe din ținuturile Cehiei și Slovaciei, precum și membrii delegațiilor bisericilor ortodoxe din Georgia, Bulgaria și Polonia. De asemenea, la eveniment au participat și membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile pe care le-ai dăruit bisericii tale și prefericitului părintelui nostru Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Înalt preasfințitul părinte mitropolit Teofan a rostit un cuvânt de felicitare în numele Sfântului Sinod, în care a subliniat principalele realizări din activitatea întâi stătătorului bisericii noastre în cei 10 ani de patriarhat. Preafericitul părinte patriarh Daniel a înțeles, încă din timpul slujirii sale în mitropolia Moldovei și Bucovinei, că zidirea de biserici reprezintă o prioritate misionară. Bisericile ridicate în satele și cartierele urbane, unde acestea lipseau, și în mod special Catedrala Mântuirii Neamului, constituie cetăți de scăpare, limanuri liniștite și oaze de odihnă liturgică pentru credincioșii călători pe corabia Bisericii lui Hristos. În calea pe care o străbate biserica, credincioșii ei au trebuință de hrană curată și de izvoare limpezi, care să-i hrănească și să-i adape cu pâine adevărată și apă vie. Atenția îndreptată timp de un an de zile asupra unei persoane sfinte sau asupra unui moment important din viața bisericii sau a țării, oferă cele de trebuință ca inspirație, imbold și determinare în strădania de a viețui cât mai autentic creștinește. Prefericitul părinte patriarh Daniel propune în fiecare an o perspectivă în acest sens și se constată folosul duhovnicesc și de cunoaștere care decurge din raportarea anuală la un chip al sfințeniei sau la o lucrare de excepție din istoria bisericii sau a neamului. Lucrarea prefericitului părinte patriarh Daniel în cei 10 ani de slujire patriarhală poate fi privită doar din perspectiva binecuvântării lui Dumnezeu revărsată asupra bisericii sale din România. Din ce în ce mai des auzim vocea patriarhului nostru sau citim în scrierile sale despre faptul că fără ajutorul lui Dumnezeu nu se poate îndeplini ceva bun în viața bisericii și a lumii. Insistența prefericirii sale asupra importanței rugăciunii și a înnoirii continue prin pocăință și asceză, în special în viața slujitorilor bisericii, arată duhul care îl animă, așteptările pe care le are și năzuințele pe care le nutrește. Înalt preasfințitul părinte mitropolit Teofan a prezentat și intensă activitate editorială din ultimii 10 ani. Cartea Sfântă, dătătoare de hrană duhovnicească, este absolut necesară în mersul corabiei bisericii spre împărăție. Părintele patriarh Daniel, prin editurile și tipografiile patriarhiei, a oferit credincioșilor un număr impresionant de exemplare din Biblie, cărți liturgice, lucrări ale Sfinților Părinți, tratate de teologie, enciclopedii, dicționare, manuale, reviste și ziare. Toate acestea îl ajută pe creștin în strădania sa de a rămâne pe cale, a călători fără rătăcire și a ajunge la destinația mult dorită, împărăția cea de taină a Preasfintei Treimi. Patriarhul României a mulțumit lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra bisericii noastre în ultimul deceniu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binefacerile pe care le-a revărsat asupra bisericii noastre în acești 10 ani care au trecut. Mulțumim ierarhilor din Sfântul Sinod care împreună cu noi au hotărât cele mai importante măsuri de ordin pastoral, misionar și au contribuit la îmbunătățirea legislației bisericii noastre printr-un statut nou și prin mai multe regulamente. Întâi stătătorul bisericii noastre a prezentat și cele două direcții misionare pentru următorii ani. În anii următori, cu ajutorul Dumnezeu
și cu al tuturor celor menționați aici, cler și popor, dorim două lucrări mari, și anume continuitate și intensitate. Să continuăm ceea ce am început și să intensificăm unele activități, și anume în trei direcții. În primul rând, să intensificăm viața liturgică și duhovnicească, spirituală, a comunităților, dar și a noastră personală. De ce? Pentru că fenomenului secularizării, care înseamnă a construi o societate și o viață particulară fără referințe la Dumnezeu, ca și când Dumnezeu nu ar exista, sic ut Deus non daretur, ca și când Dumnezeu nu ar exista, aceasta este primejdea cea mai mare astăzi. De asemenea, trebuie să intensificăm misiunea pastorală și filantropică în societate. Filantropia socială derivă din filantropia soteriologică, adică din filantropia mântuirii. Noi avem în Sfânta Liturghie istoria filantropiei, iubirii lui Dumnezeu față de lume. Și de aceea, din Sfânta Liturghie derivă filantropia socială. Și în al treilea rând, dar nu de mai puțină importanță, este necesar să întărim comuniunea și cooperarea, coresponsabilitatea cu toate bisericile ortodoxe, surori. Întronizarea prafericitului părinte patriarh Daniel a avut loc în data de 30 septembrie 2007 în Catedrala Patriarhală.